Dacă în urmă cu ceva timp vestea că românii nu vor mai putea crește porci în propria gospodărie a căzut ca un trăsnet peste țara noastră, în acest moment lucrurile se îndreaptă. Partidul Social Democrat i-a asigurat pe cetățeni că tradiția nu o să se schimbe și fiecare om va putea să aibă în continuare suine în curte. Noua lege a porcului aflată încă în dezbatere parlamentară încearcă să reglementeze numărul de animale crescute în gospodăria individuală, conform reglementărilor sanitare, dar și fiscale din Uniunea Europeană. Strict care nu se poate lua, e un drept al omului, un drept pe care Dumnezeu ni l-a dat și nimeni nu ne-l poate lua, decât Dumnezeu. Din cele mai vechi timpuri, creșterea animalelor în gospodărie a fost un obicei esențial pentru traiul românilor și încă este în prezent. În special când vorbim despre porci, creșterea și tăierea porcului a devenit o tradiție pe care cetățenii nu vor să o piardă. Cât de important este pentru români să-și poată crește în continuare porcii în gospodărie? E foarte important să ai un porc în gospodărie care are și gustul. Nu găsești și o râcă să pui la, și să-l mănânci, să-l consumi și să pui și la piftie. Și oricât, da, care pune o bucățică mică de carne la capac într-o crăticioară sau în ceaun, cum să faci, dar nu ai porc de Crăciun, n-ai cu ce să trăiești. Carnea e foarte scumpă, scumpă de tot și n-are gust. Că ai luat, nu contează că e 180 de lei, că și porcul își mănâncă prețul, dar gustul cărnii, aroma. Partidul Social Democrat, care de scurt timp a intrat la guvernare, i-a asigurat pe românii că tradiția nu se va pierde și fiecare om își va putea crește porci în propria gospodărie. Eu de când mă știu am crescut la țară, toți la țară și-au crescut un porc al lor, măcar pentru consum propriu, dacă nu să și dea mai departe dacă au o scroapă. Eu zic că este necesar să se lase în continuare să-și crească țăranul porcul acasă la el. Sărbătoare de Crăciun fără să-și taie țăranul porcul acasă nu este la fel ca în trecut. Îi asigurăm totuși pe români că vor putea să crească și să reproducă în continuare porci în gospodărie. Acest lucru face parte din tradiția noastră și nu are cum să se schimbe. Prin urmare, PSD va avea grijă ca forma finală a legii care va ieși de la Camera Deputaților, care este for decizional, să prevadă că gospodarii români pot crește porci în gospodărie, dar și măsuri adecvate care să oprească sau măcar să reducă pesta porcină și astfel să protejeze industria, marile ferme românești de creșterea porcilor. A declarat senatorul PSD Felix Troie pe pagina sa de Facebook.